Și bine ați venit la o nouă serată din cadrul proiectului Opera la Bibliotecă. Un proiect visat și gândit de soprana Daniela Ciocea și pus în practică în colaborare cu Biblioteca Metropolitană din București, cu alți artiști prezenți săptămână de săptămână aici și cu dumneavoastră, publicul. În această seară vă invităm într-o călătorie subiectivă prin Belgia. Ghizii dumneavoastră vor fi soprana Daniela Ciocea, Liana Mareș, pianistă, maestrul Șerban Nichifor, compozitor și violoncelist. Eu sunt Ioana Repnic și, ca de fiecare dată la întâlnirile noastre, voi fi prezentatoare și povestitoare. Întâi de toate, câte ceva despre ziua de 11 noiembrie. E sărbătoare în Belgia, e ziua armistițiului, fiind comemorat armistițiul încheiat în 1918 între Antantă și Germania. Momentul a marcat sfârșitul războiului. Tratatul a fost semnat într-un vagon de tren în pădurea Compiègne și a intrat în vigoare la ora 11. Ora 11 din a 11-a zi a lunii 11. Un moment memorabil. Dar să începem parcursul nostru belgian ascultând prima piesă a seriei. Carl Verbruggen, Artos Angelikos, pentru soprană și pian, în prima audiție. Daniela Ciocea și Liana Mareș. Oh,
al unui alt eveniment. Ziua Regelui, la Fête du Roi, din 15 noiembrie. Este o sărbătoare care datează din anul 1866. În 15 noiembrie este ziua Sfântului Leopold. Prenumele acestui sfânt este și prenumele linilor doi regi belgieni. Sub domnia lui Albert I, această sărbătoare a fost mutată în 26 noiembrie de Sfântul Albert. Dar mama regelui a murit în această dată. Și astfel, la Fête du Roi, s-a mutat în 15 noiembrie de Sfântul Leopold, cum era înainte. După această scurtă întoarcere în istorie, să continuăm periplul nostru belgian cu o piesă instrumentală a aceluiași Karl von Dachen, a cincea poveste. O compoziție, în primă audiție, interpretată de maestrul Șerban Nichivor. Primul rând, îi mulțumesc doamnei Chiocea pentru și organizatorul de pentru această invitație de a participa la acest eveniment extrem de important și omagia dorsală care ne-a făcut-o de una prietenă și care ne leagă o istorie comună. N-aș vrea să insist foarte mult de elementele istorice, ci dacă îmi permiți, sunt complementaritate cu prezentările absolut excepționale ale doamnei Regi. Poate mai invita niște elemente de muzicologică legată de estetica fiecărui compozitor pe care veți asculta. Muzica belgeană este extrem de variată, spre deosebire de muzica românească actuală care e axată mai este un gen de avantgardă. Belgenii au sunt mai axați de postmodernismul neoromantic, aș spune, care este proiectat în multiple ipostaze. Sper să... Așa. Problema fundamentală în ideologie este să găsească o gaură în podea. Restul se rezolvă. Da. Deci, puteți să-mi închideți cadiferă? Mă scuzați, vă rog. Titlul a cincea poveste este una dintre numeroase lucrări ale maestrului Carpe Bretton, care este și președinte unui compozitorul belgien, o personalitate marcantă, și care este un compozitor al zice neoromantic, cum s-a simțit în lidul pe care este multe doamna Cercea l-a picat. Thank you.
oară am fost în Belgia în 2018, la Bruxelles. M-am simțit de parcă aș fi locuit acolo de când lumea, dar nu pot să explic exact de ce. Dacă m-ar întreba cineva ce mi-a plăcut cel mai mult acolo, nu aș da răspunsuri exaltate, ci mai degrabă convenționale. Mi-a plăcut, de pildă, toamna. Am fost la jumătatea lui noiembrie și toamna mi se părea fabuloasă în Belgia. Apoi, într-o zi, am văzut pe prebazul unei ferestre o bucată de pâine lângă care cineva lăsase o inimioară. Și mi-am închipuit că mă aflu într-un loc în care oamenilor le pasă de ceilalți. Atunci mi-am amintit niște versuri despre bunătate ale unui scriitor belgian, Maurice Carême, traduse de Radu Băurean. Trebuie mai mult decât un măr să umpli un panel. Trebuie mai mult decât un pom să faci livada să cânte sub cer, dar nu trebuie decât un om pentru ca un dram de bunătate să lucească asemeni unui măr pe care să-l împarți în jumătate. Un intermezzo profund ascultăm în continuare înainte de a vă spune alte povești despre o Belgie subiectivă. Daniel Bas, Etude numero 10, Lacrima, maestrul Șerban Chico, la Vionicel. Mulțumesc! 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 Prima audiție românească, Daniel Bas este o compozitoare foarte activă, are un festival pe care ea finanțează, mă rog, dar este o compozitoare cu o operă Bas, cu foarte variată, cu altă problematică, tot de natură neoconsonantă, altă ipostază, în cazul ei, mai aproape de muzica barocă. Această lucrare, Lacrima, etimologic vine de la lacrimă, este o formă arhaică de lacrima, deci este o lacrimoza, care e o formă de pasacalie. Iar scritura este o scritură de numiură da gamba. Thank you.
2019 am mers din nou în Belgia la Vindentele. Auzisem că o comunitate de români s-au adunat acolo, în jurul unei biserici, în parohia Toți Sfinții, sub îndrumarea unui preot, Părintele Ciprian Grădinaru. Și am vrut să văd dacă tot ceea ce se spunea bun despre această comunitate era adevărat. Cum este această comunitate? Mai bine să vă spun ce crede îndrumătorul lor, duhovnicul românilor de acolo, despre ei. Părintele Ciprian spune că dacă ar fi să își aleagă cum să arate raiul, ar alege să fie exact ca parohia sa. Acolo, printre românii plecați în Belgia și de la ei, am descoperit poveștile unor sfinți belgieni. Am să vă spun în această seară două dintre aceste povești. Prima este a unei sfinte, Sfânta Roland, foarte iubită de către belgieni. Tatăl ei a fost regele lombarzilor, îl chema Didier. S-a luptat cu papa de la Roma și a fost înfrânt de Charlemagne. Dacă fiii și fiicele familiei regale au ales fie să se căsătorească, fie să intre în mănăstire, Roland a ales să-și urmeze părinții în exil la Liege. Acolo, alături de ei, au intrat în grija episcopului locului. Dar Didier, tatăl ei, a fost nemulțumit de colivia de aur în care ajunsese. Episcopul la îndemnul lui Charlemagne a tratat foarte multă considerație. Și împăratul, regele lombarzilor, a ales să intre în mănăstire. Mama și fiica l-au urmat și s-au stabilit în preajma acelei mănăstiri, până când Didier a trecut la cele veșnice în anul 777. Între timp, vestea despre frumusețea acestei fete s-a răspândit și un prinț scoțian a vrut să o ia de soție, însă Roland nu dorea nimic altceva decât să-și închine viața lui Dumnezeu și atunci a fugit din castel însoțită de mama ei. Pentru mama a rămas la niște rude, pentru că puterile îi slăbiseră. Roland și-a continuat drumul, dar a simțit că nici ea nu mai are putere să meargă mai departe. A rămas la o familie de țărani și și-a dat seama, la un moment dat, că sfârșitul îi este aproape. A mai avut putere să-și cheme mama și să roage oamenii din jurul ei să cheme un preot, să o spovedească și să o împărtășească. În momentul în care a luat Sfânta Împărtășanie, i-a mulțumit lui Dumnezeu și pe urmă a spus: Doamne, în mâinile Tale încredințez Duhul meu. După ce a murit, lumea s-a adunat să o plângă și un orb care auzise multe despre această sfântă a venit să se roage pentru ea. S-a atins de trupul sfintei și și-a recăpătat vederea. Moaștele ei se află la Jerpin. La mormântul ei vin foarte mulți oameni să se vindece de boli sufletești și de orbirea sufletească și de boli trupești. În fiecare an, în lumea de Rosalii, există o procesiune, un marș al Sfintei Roland. Jumătate religios, jumătate laic, acest marș are meritul de a aduna oamenii la oaltă. E un prilej de comuniune. Mi-a plăcut această sfântă pentru puritatea ei și pentru puterea de a-i aduna pe oameni. Despre puritate va fi vorba și în următoarea piesă. Chant d'amour de la Dame à la Licorne, pe versul de Etienne de Sadler, o compoziție a Lianei Alexandra pentru soprano, violoncel și pian. Doamna cu Licorne este personajul central dintr-un set de 6 tapiserii datând din Evul Mediu. Experții le-au denumit pe rând în funcție de simțul care pare a fi zugrăvit. Gustul, pipăritul, mirosul, auzul, văzul, iar una dintre tapiserii are și un motto, din singura mea dorință, care ar putea reprezenta dragostea sau renunțarea la ce de lumești. Fecioara însoțită de Licorn este des întâlnită în artă. Se spune că doar o fecioară poate îmblânzi un asemenea animal care întruchipează curăția supremă. Dar să ascultăm
o evocare muzicală a lor. Thank you.
mi-a atras atenția prin numele ciudat pe care îl are. Sfântul Mort. De ce s-a numit astfel? Se spune că era odată doi părinți care își doreau foarte mult un copil. S-au rugat și Dumnezeu le-a ascultat dorința. Le-a dat un fiu, însă acesta s-a născut mort. Dar părinții nu au desnădăștuit. L-au luat pe copil și l-au pus la icoana Maicii Domnului, iar acesta a înviat. Vestea despre această întâmplare s-a răspândit în toată cetatea și toată lumea îi spunea copilului, pe măsură ce creștea, uite pe micul mort. Și mort i-a rămas numele. La 15 ani, acesta a ajuns păstor. Toată ziua stătea cu turma sa și era foarte trist pentru că nu putea să ajungă la biserică. Dar Dumnezeu, ca să-i aline această tristețe, i-a dat darul de a fi prezent în două locuri în același timp, și cu oile și la biserică. Însă el își dorea și mai mult să stea de vorbă cu Dumnezeu și atunci a decis să renunțe la viața lumească. A dat tot ce avea și și-a făcut o chilie în pădure, izolat de lume, unde a trăit 60 de ani. Acolo postea, se ruga și sfătuia oamenii care veneau la el. La 90 de ani a plecat din această lume. L-au găsit cel care îl cercetau ca să-i ceară sfaturi. Pe locul acela s-a ridicat un paracris. A venit momentul ca Sfântul Mort să fie îngropat. Caii care îi duceau trupul spre locul în care cunoscuții lui voiau să îl îngroape, au luat-o în altă parte. Credincioșii ortodoxi belgieni îl pomenesc pe acest sfânt în 15 ianuarie. El are un tropar foarte frumos. Un tropar care ne amintește și minunea trăită de el și un adevăr esențial. Cu adevărat mare este această taină. Un mort a înviat între noi precum odată Lazar, fiica lui Iair și fiul văduvei. Sfântul Mort mărturisește mereu acum, Hristos este învierea și viața noastră veșnică. Păstrăm această stare ascultând următoarea bucată muzicală. Raul Dosmet, reflexie 1 pentru violoncel, solo, primă audiție. Este o lucrare însă de avangajă, care este destul de laică în expresie. A fost concepută în 1972, deci în urmă cu 50 de ani, și corespunde o astfel estetică orientării post-structuraliste, post-dodecaconice. Este foarte interesant, nu vreau să insist prea mult cu vorba. În orice caz, e de remarcat modul în care el combină în această lucrare diferite intonații de factură microtonală, de inspirație probabil arabă. Thank you.
Oh,
to pass. Se spune despre el că s-a fi născut prin 1300, în Saxonia. La nașterea lui nu s-a auzit unul. Bine, poate pentru că pe atunci nu existau tunuri. Dar toată lumea a aflat devenirea lui pe lume. Și mai ales toți și-au dat seama că va fi un copil foarte năzdrăvan. A venit ziua botezului. Și după ce a fost botezat în biserică, părinții l-au luat și l-au dus, unde credeți? La crâșmă, că așa era obiceiul. Acolo îl așteptau o masă mare și 3 butoaie cu bere. Moașa lui l-a luat la un moment dat să-l ducă acasă, dar moașa se cam chelchelise. Și trecând cu copilul peste o punte, a căzut în noroi. Și era cât pe ce să se nece și moașa și băiatul, dacă n-ar fi sărit sătenii, să îi scoată de acolo. Iar soțiile sătenilor l-au luat pe copil la un băiat în copaie și l-au salvat. Și iată că Tilbu Hoglindă a fost botezat de 3 ori. Odată în cristelniță, apoi în noroi și pe urmă în copaie. A trecut timpul. Și pe măsură ce creștea, făcea tot mai multe năzdrăvănii. Odată, umblând alandara, a ajuns la un han. Era foarte înfometat, era ziua amiaza mare, dar bucatele nu erau gata. Tim s-a așezat pe o lamiță și l-a rugat pe han Giosec dea ceva de mâncare, dar acesta s-a făcut că nu-l aude. A stat ce a stat Tim acolo, și, văzând că nimeni nu-l bagă în seamă, a început să mănânce din pâinea pe care o avea în traistă. Hagiul, la un moment dat, a luat o bucată de carne și a pus-o pe grătar. Și Til mai împuca din pâine și trăgea mirosul acela de carne, se înfructa din mirosul de friptură. Hagiul a terminat bucatele și a poftit pe toți frumenții la masă. Dar Tir era deja sătul, pentru că mâncase tot pâinea, toată pâinea. Și degeaba îl îmbia angiul să mănânce. Tir nu mai avea putut de mâncare. Când s-au ridicat toți de la masă, i-au plătit angiul. Mai puțin, Tir buhoglindă. Hangiul s-a dus la el și i-a zis: „Hei, dar tu de ce nu plătești?” „Cum să plătesc dacă nu am mâncat nimic?” a întrebat el. „Hei, e adevărat că n-ai gustat din friptură, dar te-ai înfruntat din mirosul de friptură.” Atunci, din bucoglindă, a scos un ban de argint și i-a întins Hangiul. „Dar cât să-l iau?” l-a trântit de pământ. Și Tilbu Hoglindă i-a spus: „Pentru așa miros de friptură, așa plată și nimic mai mult.” Și i-a întors spatele și a plecat. Și poate că și astăzi Hangiul stă acolo la han și plestămă ziua în care l-a întâlnit pe Tilbu Hoglindă. Dar oare ce aventură? Însă, mai întâi, vă invit să ascultați o piesă de Vadim Barkins, Souvenir, Eugen Van Itterbeck, In Memoriam, pentru violoncel, solo, prima audiție. Și îl invit pe maestru Șervan Nichifor să-l evoce pe Eugen Van Itterbeck, însă, când se pregătește, aș vrea să citesc niște versuri.
ne spună maestrul ale cum sunt aceste persoane. Sunt persoane mai grave. Unde se numește poezia? E un strigăt în fiecare an, un zâmbet în fiecare zbor, o aspră durere umană în fiecare vis călător. Un strop de râzând de fervoare în fiecare zunță tristur. Dar el, eu, unde sunt oare cu suflet, cu sânge, cu trup? Eu să aduc că a fost o personalitate evidențială atât pentru literatura belgiană, cât pentru cea românească. El vrea să vă spun că ultimii, din 1990, s-a stabilit la Sibiu. Mai fericit, a cumpărat o casă căsută la Sibiu și a funcționat ca profesor la Universitatea din Sibiu, profesor de limba franceză și profesor de limba flamandă. Chiar deschisese o catedră de, de limba flamandă la Sibiu. Dar venirea lui în România, aici pot să spun că destinul de multe ori acționează în mod neașteptat. Nu vreau să fac pe grozavul, dar pot să spun că am pus într-un anumit sens unealta destinului venirea din România, involuntar, acceptând acest lucru. În 1988 a scris Ierii Cărnica Dinescu, patru știțe pentru mine terminate, cu niște lecturi foarte deocheate pentru dictatura ceaușistă, motiv în care au fost și interzise. Și atunci m-am gândit să mi trimit la un concurs, era un concurs în Belgia, la Louvain, un concurs mijit de poezie. Și am trimis aceste videouri, sigur, am trimis neoficial, cu un prieten, mă rog. Și l-am urmărit. În 1990, după Revoluție, am primit un telefon și am fost invitat acolo, împreună cu interpreții care l-au raportat, cu tenorul de Veselu, și s-au prezentat și cel care ne-a acceptat și ne-a găzduit la el acasă, care era directorul festivalului, era Eugen Pachitepec. Am stat la el, am simțit foarte bine, mă rog, a fost o experiență belgiană deosebit de fructoasă și frumoasă. Când m-am întors în România, m-am dus la Mircea, care era pe vremea aia președintele unui scriitorul, și am dat o revisare, ce zice, am zis, am ia arestarea asta. Păi, bă, ce unde ăsta? Cum vorbea la așa? E în Belgia. Păi să vină ca un festival de poezie la Sinaia. Așa știți, i-a dat adresa, aici la metrează, adică nu, pur. Chestia că peste vreo două luni am primit un telefon, alo, se va, se nu ai Eugen, ce este lucru? Mă, aia tu știi și aeroport, autopeg, draga Iubea, Sinaia. Mă rog, l-au lăsat pe aeroport, l-au uitat acolo. M-am dus la luat, l-am dus la gare, l-am dus, am ajuns la Sinaia, am despărțit și nici special. Pentru ca peste că vreo două luni să dea un telefon, spune, aia, tu știi ceva din nei, de minge. Bun, zic, unde e? În Belgia? Că nu, zice, la Sibiu. Păi ce faci? Te v-am stabilit aici. Nu vreau să intru în amănuntele elementelor care au determinat să stabilească. Era un foarte mare iubitor al sexului frumos, a avut o mulțime de aventuri cu niște poetese foarte romantice, o neșimăritate, dreapta la București, la un sos de urmărire, mă ruga, chestii de genul ăsta, mă rog. Chestii că, până la urmă, s-a căsătorit cu o doamnă care e poetă la Sibiu. Eliana, soția mea, ținea foarte mult la ea. Eliana și scris două capodopere, zice, poem pentru Madonna de la Neamț și poem pentru România. Ce este chiar între timp, a învățat la perfecție limba română. Bun, și ultim episod, care de data asta se mai trist, în 2018 soția mea s-a pregătit, a făcut o condiție cerebrală, grație dragoste colegiale a unor colegi și a unor profesori la conservator. Și în 2012 era la ambasada Belgiei și spune ambasadorul, știi că e foarte bun la Mitterbeck. Deci are, că are cancer, este un spital, au, vreau să vorbesc cu el. Și am vorbit pentru ultima dată cu el, o, se bate, este un tip de uie, spune, la ospital, la, sera bien, o, s-a te... Eliana, ce este că, la unde să spun că ne va spune amuniță. Ce este că după vreo două luni am venit și Mitterbeck. Am făcut după aia un festival cu americani, cu o fundație americană, Vox Novus, un concurs de compoziție pe versurile lui. S-au prezentat foarte mulți autori, a fost cântat, doamna Storelu le-a cântat la Ateneu. Și, mă rog, cât am putut, iubesc foarte mult sighienii, iubesc foarte mult. Și au, mă rog, i-au tipărit foarte cu călinguri și cele în limba română, pe care doamna a abilitatea să le cântească. Poate mai știți o poezie, când o să credeți, când mai ales. Să zice frumos că ea limba. Una este chiar într-o neamă, românească neamă, că dacă nu mai știu. Așa. Ia vedeți asta.
care, cum spune aici, cu litere, cu datele, întrebări. A, toate întrebări. Se pune întrebări ciudate. Care spaimă mă tot umblă ca un cozoroc de umbră? Care faimă mă apasă ca nămeții de pe casă? Care astru mă tot minge cu fulgi negri de minge? Ce dezastru mă omoară ca într-un măcineș de moară? Prin această subarhură pe care o stăpânea la perfecție. Iar ideea pe care voi gândea și pe așa dată că voi ocupa pe puțin, este scrisă de un mare compozitor de Jean Bauer Bufinch, care este părintele cosmodernismului neoconsonant de părinții belgeni, elevul John Cage, o viziune foarte interesantă asupra muzicii budiste, altfel, a scris între altele o mie și una de sonate, o mie și una, 1001 sonate cu ziua de studiat. Aceste sonate nu sunt nici sonate în sensul baroc al cuvântului, nici de piese instrumentale, care au durat între 4 minute. Dar o mie și una. Ele s-au cântat la Darmstadt, la festivalul la un moment dat, cu două ansambluri. Durează vreo 24 de ore. Înseamnă o mie și una de minute, nu știu, calculăm acum, sunt câteva ore bune. Făceau cu schimburi cine vrea intra, ieșea, deci o iubire. Și am mai scris de asemenea în cele 9 simfonii neterminate, dedicate lui Beethoven, în care îl omagează de Beethoven. Andecă înseamnă suvenir. Thank you.
dată a ajuns în Praga, pentru că a aflat că acolo sunt niște învățați vestiți. Și cum a ajuns în Praga, a răspândit în oraș vestea că el este un doctor care are răspunsuri la orice întrebare și la orice problemă. Învățații de la universitate au fost invidioși și l-au chemat să-l ia la întrebări. Timp după mâine s-a dus, atât așteptam. Ia spune tu, a spus rectorul universității, câtă apă e în mare? Câtă apă e în mare? A spus Tibu Coblindă, ei, ce întrebare mai e și asta? Și un copil știe răspunsul la întrebarea asta, câtă apă e în mare? Ei, câtă apă e în mare? Știți? Vă spun imediat câtă apă e în mare, a zis Tibu Coblindă. Dar ca să pot da un răspuns fără greșeală, opriți fluviile, râurile, izvoarele și toate apele care se varsă în mare. Puteți? Crește cum putea. Și atunci i-au pus a doua întrebare. Unde este mijlocul Pământului? Aici este mijlocul Pământului, sub picioarele mele. Și dacă nu mă credeți, aduceți o sfoară și măsurați. Iar dacă am greșit cu o palmă de loc, vă las să mă faceți de rușine. Văzând că nu mai scot la capăt cu timp cu oglindă, i-am pus ultima întrebare. Care este distanța de la Pământ la cer? Distanța de la Pământ la cer. Firește că nu este prea mare. De ce? Pentru că oamenii se roagă mereu și rugăciunile ajung foarte repede la cer, chiar și când vorbesc în șoaptă. Dacă nu mă crezi, cinstite rector, că tu m-ai întrebat, ia, urcă-te la cer și eu o să te strite pe Pământ în șoaptă. Și tu sigur o să mă auzi. Și zicând aceasta, Tibu Coblindă le-a întors spatele și a plecat. A călătorit el mult prin lume și a ajuns și aici, în această seară. Călătoria prin Belgia noastră se apropie de final. La sfârșitul seratei, va fi și o surpriză. Ascultăm înainte de a ne lua rămas bun, Jacques Brel pentru soprano și pian. Si t'es content, tu sais, mon but. Si t'es content.
puțin, mai ai tu să anunți o surpriză, nu înainte de a ne doar rămas bun. Pentru unii, Belgia e țara cu cele mai multe castele pe metru pătrat din lume. Pentru alții, e țara în care sunt fabricate peste câte sute tipuri de bere? Multe. 800 de tipuri de bere. Mult. Sau țara în care se vinde cea mai mare cantitate de ciocolată din întreaga lume. Peste 220.000 de tone pe an. Ori țara în care s-au inventat cartofii prăjiți. Sau țara cu trei limbi naționale. Olandeza și saxofonul. Olandeza, franceza și germana. Pentru mine e ca un puzzle pe care în această seară l-am construit din muzică, povești și amintiri. În numele sopranei Daniela Ciocea, al pianistei Diana Mareș, al maestrului Șerban Nichifor și a meu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Ioanei, pentru că a fost o prietenă desăvârșită. Ea a sărit în ajutorul nostru, așa, de foarte scurt în timp. A avut foarte puțin timp la dispoziție să se pregătească cu Belgia și cred că a ieșit foarte bine. Pasionat. Foarte bine. Mi-a făcut plăcere să aud amintirile tale. Iar eu și Liana și maestrul Șerban Nichifor vă invităm luni pe scena Ateneului Român, la Sala Mică, la un program dedicat Zilei Belgiei, la care va fi prezent și ambasadorul Belgiei la București și alte surprize. La ora 7. Ora 7. La Sala Mică. Vă așteptăm. De unde se cumpără? La intrare, acolo poate discutăm, să vedem, să fie o intrare mai liberă, așa. Că se destul de... Sau pe internet. Nu, sau pe internet. Da. Poate te poate intra și așa din mașină pe bubere. O să încerc să... Ar fi minunat. Ar fi minunat.